Lista de priorități pentru obținerea unei locuințe sociale se afișează mâine în Palatul Cenad. Contestațiile se pot depune începând cu 30 ianuarie, timp de 5 zile lucrătoare. Inspectorii ANAF au o nouă procedură în ceea ce privește verificarea persoanelor fizice. Inspectorii vor notifica persoanele cu risc fiscal înainte de selectare. Cod galben de vânt puternic până mâine seară în județul Arad. Suntem sub cod galben de vânt puternic în 12 județe din țară. Rafalele de vânt pot ajunge și la 100 de km pe oră. Vântul va continua să sufle cu putere. Meteorologii au emis atenționări cod galben. Intervalul de valabilitate a început ieri, 17 ianuarie, la ora 11 și continuă până pe 19 ianuarie, la ora 18. Fenomenele vizate sunt intensificări susținute ale vântului și cantități importante de apă, în special în zona montană. La munte, în Banat, Crișana, Maramureș, Dobrogea și în nord-vestul Transilvaniei, vântul va avea intensificări cu viteze în general de 55 până la 75 de km pe oră. Temporar va ploua și în restul teritoriului, în special în jumătatea de vest, unde se vor acumula cantități de apă ce vor depăși local 20-25 de litri pe metru pătrat. Din seara zilei de miercuri, 18 ianuarie, la început în regiunile vestice și apoi treptat și în zonele de munte, vântul va slăbi în intensitate. Ce se schimbă în verificarea persoanelor fizice? Inspectorii ANAF au o altă procedură în ceea ce privește verificarea persoanelor fizice. Inspectorii vor notifica persoanele fizice cu risc fiscal înainte de selectare. Organele fiscale efectuează următoarele activități preliminare: analiza de risc, notificarea de conformare și selectarea persoanelor care vor fi supuse verificării situației fiscale personale. Practic, se oferă posibilitatea reanalizării situației fiscale și, după caz, a depunerii sau corectării declarațiilor fiscale. În documentul trimis de fisc se precizează că persoana fizică va avea un termen de 30 de zile pentru reanalizarea situației fiscale și pentru a depune sau corecta declarațiile fiscale. Dacă totul este în regulă după aceea, persoana nu va mai fi controlată. La ce se uită ANAF când face analiza de risc? La diferența semnificativă între veniturile estimate în cadrul analizei de risc și veniturile declarate de persoana fizică. Diferența este semnificativă dacă între veniturile estimate și cele declarate este o diferență mai mare de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei. Veniturile declarate cât și cele estimate se determină pe baza următorilor indicatori. Veniturile declarate de persoana fizică, creșteri sau descreșteri patrimoniale, cheltuieli personale și fluxurile de trezorerie. Se stabilesc prioritățile în funcție de care se vor atribui locuințele sociale. Primăria municipiului Arad anunță că în perioada 19-27 ianuarie se afișează la Palatul Cenad lista de priorități pentru obținerea unei locuințe sociale. Punctajul a fost calculat în baza hotărârii Consiliului Local numărul 52/4/3/2016 cu privire la aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe sociale, aprobarea formularului de înscriere pe lista de priorități și actele justificative pentru întocmirea dosarului. De la data de 30 ianuarie, timp de 5 zile lucrătoare, se pot depune contestații. Acestea se rezolvă în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării lor de către Comisia de Analizare a Dosarelor de Repartizare a Locuințelor Sociale. Listele finale, după soluționarea contestațiilor, se supun aprobării Consiliului Local al Municipiului Arad, urmând ca, după aprobare, să fie afișate la sediul Primăriei Municipiului Arad. Atribuirea locuințelor se asigură în ordine descrescătoare a punctajului de către Comisia de Analizare a Dosarelor de Repartizare a Locuințelor Sociale. Locuința atribuită nu poate fi refuzată decât în condițiile în care se renunță și la dreptul locativ astfel câștigat. Le-au luat urma câinii special antrenați ai polițiștilor de frontieră prezenți în punctele de trecere de la granița cu Ungaria. Este vorba despre 48 de migranți din diverse state, ascunși în 5 mijloace de transport, care au fost depistați în ultimele 24 de ore la Nădlac 2 cu ajutorul câinilor de serviciu. Ei sunt cei care au semnalat prezența unor persoane. Doi șoferi, unul român, iar celălalt turc, ce transportau paleți și cutii de plastic pentru societăți din Germania și Italia, aveau ascuns
41 de migranți din Bangladesh, India, Siria și Turcia. Cei mai mulți figurau ca fiind solicitanți de azil sau intrați legal în țara noastră. Tot la Nădlac, în două autoturisme conduse de șoferi români, câinii de serviciu au semnalat persoane, iar astfel au fost descoperiți în port bagaje 6 migranți. Ei veneau din Sri Lanka și Bangladesh și au vârste cuprinse între 21 și 45 de ani. Ei figurau ca fiind intrați legal în țară. Și un sirian de 24 de ani, care intenționa să ajungă ilegal în vestul Europei, a fost descoperit sub bancheta din spate a unei auto-utilitare, care era condusă de un șofer român. Răzvan Cadar, vicepreședinte al Consiliului Județean Arad, a semnat certificatul de urbanism pentru alimentarea cu gaze naturale a comunelor Zărand și Olari. Acest proiect presupune racordarea la conducta de înaltă presiune a Brămuț Arad 2 și construirea unei stații de reglare măsură. Proiectul se adaugă investițiilor făcute de Consiliul Județean Arad în infrastructura rutieră, modernizarea drumurilor Sântana Olari-Sintea Mică, Nădab Cintei-Zărand Seleuș și Sân Martin-Șimand Olari-Caporal Alexa. Înseamnă conectarea celor două comune, dar și o legătură modernă și facilă cu principalele orașe din zonă, Sântana, Chișinău-Criș și Ineu, ceea ce mărește perspectiva atragerii investitorilor, a declarat vicepreședintele Răzvan Cadar. Racordarea celor două localități, Cintei și Zărand, la rețeaua de gaze, aduce în primul rând o sursă modernă de încălzire, a afirmat Gheorghe Dudaș, primarul comunei Zărand. La rândul său, Petru Răut, primarul comunei Olari, a precizat: ne dorim de mult timp să ne racordăm la rețeaua națională de gaz pentru a avea condiții de viață mai bune. Certificatul de urbanism este primul pas. Urmează documentația tehnică și apoi începerea efectivă a lucrărilor. Primăriile pot contribui mai mult la renovarea clădirilor istorice. O modificare legislativă le permite primăriilor să crească de la 50% la 80% contribuția pentru renovarea fațadelor clădirilor istorice, transmite deputatul PNL Sergiu Bâlcea. Parlamentul României a votat o lege, o modificare legislativă prin care permite primăriilor să cofinanțeze lucrările de modernizare a fațadelor până la 80%. Asta înseamnă că modernizarea fațadelor din Arad trebuie să fie impulsionată de acest gest și primăria Arad să fie partenerul proprietarilor. Până acum, în ultimii ani, s-au făcut pași importanți pentru modernizarea fațadelor centrului Aradului, dar consider că trebuie să muncim mai mult. Am votat această inițiativă legislativă astfel încât primăria să poată cofinanța 80% din suma pentru refacerea fațadelor. Elevii de la Colegiul de Arte Sabin Drăgoi din Arad, îndrumați de profesorii Alina Fabri, Nicolae Mihai Brânzeu și Radiana Barb, au susținut un recital de poezie din opera eminesciană la Biblioteca Județeană Alexandru de Xenopol din Arad. Evenimentul a fost coordonat de Mihaela Blaga. Și astăzi la Biblioteca Județeană am continuat seria evenimentelor de celebrare a zilei marelui nostru poet național Mihai Eminescu. De data asta am avut ca și invitați copiii de la Liceul Național de Informatică și dragii noștri actori de la Colegiul de Artă Sabin Drăgoi. M-am gândit să îi prezint pe câțiva dintre cei mai talentați, cei care au reprezentat foarte bine opera eminesciană, să vi prezint și dumneavoastră. Alături de colegii mei am pregătit un frumos spectacol. Eu am recitat poezia Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie. Ne-am bucurat împreună și totul a fost bine. Eu și colegii mei și mai mulți colegi din alte clase am organizat un recital de poezie eminesciană și am auzit Luceafărul și o grămadă de alte poezii. Mi s-a părut un eveniment foarte frumos și mi-ar plăcea să-l facem și la anul. Mi s-a părut că toată lumea a pus mult suflet și că nimeni nu s-a încurcat, totul a fost foarte bine și eu doresc să-mi continui cariera de actriță, având în vedere că sunt la un liceu foarte bun, cu niște profesori desăvârșiți și mă bucur extrem de mult că am participat. Eu am recitat un fragment din Luceafărul, am avut niște emoții, ce-i drept, la final am reușit să mă și încurc un pic. Partea a fost o experiență plăcută. La eveniment au participat și elevii Liceului Național de Informatică.
arădenii au cu ce se delecta și iarna. Teatrul clasic Ioan Slavici din Arad pune la dispoziție publicului numeroase spectacole. Joi, 19 ianuarie, de la ora 19, în sala studio a teatrului se pune în scenă Cerere în căsătorie cu Angela Petrean Varia și Florin Covalciuc și Andrei Elec. Sâmbătă 21 și duminică 22 ianuarie, de la ora 19, în sala mare puteți urmări Scufița Verde, de Claudius Firschi lăudat, în regia lui Ștefan Lupu. Din distribuție fac parte Zoltan Lovas, Calița Nantu și Alina Vasilievici, iar spectacolul nu este recomandat copiilor sub 14 ani. Marți 24 ianuarie, de la ora 19, în sala studio se joacă Tatăl de Florian Zeller, în regia lui Radu Iacoban. Din distribuție fac parte Ovidiu Ghiniță, Roxana Sabău, Calița Nantu și Andrei Ele. Miercuri 25 ianuarie, de la ora 19, în sala mare a teatrului se pune în scenă Câine cu om, câine fără om, un spectacol pe texte de Lia Bugnar, Dan Coman, Simona Goșu, Maria Manolescu, Oana Pelea, Radu Tudoran și Radu Afrim. Joi 26 ianuarie, de la ora 19, în sala mare se joacă Tache, Ianche și Cadâr de Victor Ion Popa, în regia lui Laurian Oniga. În distribuție sunt Robert Pavicici, Ovidiu Ghiniță și Călin Stanciu. Sâmbătă 28 ianuarie, de la ora 18, în sala studio puteți urmări Giulia, Singura acasă, One Woman Show cu Angela Petrean Varia și regia este semnată de Liana Didilescu. Duminică 29 ianuarie, de la ora 19, în sala mare este spectacol cu publicul pe scenă, One Woman Show cu și de Zoltan Lovas. Marți 31 ianuarie, de la ora 19, în sala studio puteți vedea Escu de Tudor Mușatescu în regia lui Răzvan Enciu. Joacă Roxana Sabău, Zoltan Lovas, Florin Covalciuc și Andrei Elec. Joi 2 februarie, de la ora 19, în sala mare este Titanic Vals Remix de Tudor Mușatescu. În distribuție sunt Carmen Vlaga Bogdan, Ștefan Statnic și Adriana Ghiniță. Sâmbătă 4 februarie, de la ora 19, în sala studio vedeți Totul despre femei de Miro Gavran în regia lui Felix Crainicu. Marți 7 februarie, de la ora 19, în sala mare se joacă Omul cu mârțoaga de George Ciprian. Regia și scenografia sunt semnate de Laurian Oniga. Joacă Marian Parfeni, Robert Pavicici, Ștefan Statnic și Alina Vasilievici. Joi 9 februarie, de la ora 19, în sala mare Carmen Vlaga vorbește cu tine. Spectacolul este bazat pe textul Întoarcerea de acasă de Ștefan Caraman. Spectacolul este nerecomandat tinerilor sub 14 ani. Sâmbătă 11 februarie, de la ora 19, dar și duminică 12 februarie, în sala mare puteți urmări Școala și familia, după Ile Caragiale, în regia lui Cristian Ban. Joacă Angela Petrean Varia și Alina Vasilievici și Calița Nantu. Una dintre cele mai așteptate întâlniri muzicale din noul an va avea loc joi la Arad, cu uverturi și coruri din opere de Giuseppe Verdi și Pietro Mascani. Filarmonica Arad propune joi pe 19 ianuarie, de la ora 19, o nouă incursiune în lumea vastă a spectacolelor lirice de secol XIX, semnată la acest început de an de invitatul serii, dirijorul Mihnea Ignat. Craioveanul este unul dintre cei mai importanți dirijori români ai generației sale. În prezent este dirijor principal al Operei Naționale Române din Timișoara și director muzical al Orchestrei Sinfonice din Elche, Spania. Nabucco, Il Trovatore, La Traviata, Forța Destinului, Aida, Cavaleria Rusticană, marile titluri de repertoriu italian revin pe scena arădeană. Corul academic este pregătit de Robert Daniel Rădoiaș. Premieră pe marele ecran de la Arta, lungmetrajul Vârfuri și Abisuri, povestea reală a morții alpinistului Erich Jolt, originar din Harghita, va fi proiectat la cinematograful Arta. Filmul despre Erich Jolt, singurul alpinist din lume care a cucerit 10 munți ce au peste 8.000 de metri înălțime, va putea fi văzut vineri pe 20 ianuarie de la ora 19. Filmul, regizat de Cioma Sándor, pune povestea soției alpinistului, Hilda, care este nevoită să urmărească neputincioasă moartea soțului ei. În 2010, în urma unui accident în munții Tatra, alpinistul și-a pierdut piciorul drept, fiind nevoit să poarte proteză. Nu a abandonat însă viața sportivă. A muncit din greu pentru a fi din nou pe munte, în toamna aceluiași an. Erich Jolt a urcat cu proteză două dintre vârfurile himalaiene de peste 8.000 de metri în primăvara lui 2013. După ce a reușit ascensiunea pe cel de-al treilea munte ca înălțime din lume, a fost dat dispărut și ulterior declarat mort. La sfârșitul lui mai 2013, o țară întreagă
a urmărit cu nerăbdare știrile când primul cuceritor al muntelui Everest, Erich Jolt, a dispărut în Himalaya împreună cu însoțitorul său. Deși tot ceilalți erau încă plini de speranță, soția sa, Hilda Sterzer, anunța în transmisiune directă că nu este necesar să organizeze noi expediții de salvare. În onoarea sa, sala polivalentă din Miercurea Ciuc îi poartă numele. Din distribuția filmului fac parte Emu Kepal, Jolt Trill și Enike Nagy. Intrarea la filmul de la cinematograful Arta este liberă. Prin intermediul proiectului muzeal Exponatul Lunii în luna ianuarie, Complexul Muzeal Arad aduce în atenție fragmente inedite din corespondența scriitorului Ioan Slavici. Pentru că ni s-au adresat adeseori întrebări referitoare la descendența sau la genealogia familiei Slavici, am considerat că este cumva edificator să venim în fața dumneavoastră cu două scrisori care fac parte din fondul documentaristic al Muzeului Memorial Ioan Slavici și Emil Monția și care sunt semnate de către unul dintre copiii scriitorului, și anume cea de-a doua fiică a acestuia, Fulvia Struțeanu. Corespondențele despre care vă voi vorbi sunt datate 1959-1960. În interiorul scrisorilor sunt câteva schițe chiar de către Fulvia realizate, unde veți putea observa și dumneavoastră câteva aspecte referitoare la arborele genealogic, acesta stând la bază, mai departe, într-o lucrare pe care domnul Vintilescu, fondatorul acestui muzeu, a considerat că va fi un testament. Pentru că luna ianuarie se află sub auspiciile Zilei Culturii Naționale, Complexul Muzeal Arad îi sărbătorește pe scriitorii Ioan Slavici și Mihai Eminescu, pe care i-a unit o trainică prietenie. Expoziția dedicată lui Ioan Slavici, născut la Șiria, pe 18 ianuarie 1848, cuprinde 3 săli cu fotografii de familie, cu diplome, premii, decorații, manuscrise, cărți și ziare ce i-au aparținut. De o valoare documentară și emoțională este prezența unei părți din camera de lucru a scriitorului din perioada anilor 1880-1883, pe când acesta se afla la București, găzduindu-l pe Mihai Eminescu. Ne dorim ca și în anul 2023 să rămâneți alături de Complexul Muzeal Arad și de toate proiectele sau demersurile sale muzeale. Așa cum ne-am obișnuit deja și știm, cuvintele sunt puncte de legătură, la fel cum și oamenii pot fi. Și vă rog, din suflet, să rămâneți punți de legătură între noi și muzeele care au nevoie de dumneavoastră și pe care le însuflețiți prin prezența dumneavoastră. Vă mulțumim, vă dorim un an nou binecuvântat, cu bucurii și toate cele bune să vi se îndeplinească. Comisia de recurs din cadrul Federației Române de Fotbal a decis să nu reducă suspendarea de 6 etape primită de utistul Ali Abeid. Fundașul din Mauritania a primit cartonaș roșu în meciul dintre UTA și Șepși, după ce l-a scuipat pe mijlocașul oaspeților Adnan Aganović. Africanul a ratat deja 3 partide, cu CS Mioveni în cupă și cu Rapid și Cluj în Superligă, dar nu va fi pe teren nici la meciurile din campionat cu FCU Craiova, CS Mioveni și Chindia Târgoviște. Laszlo Balint îl va avea din nou la dispoziție pentru duelul de la Arad cu FC Botoșani, care va avea loc în jurul datei de 11 februarie. Anul 2023 începe cu un nou parteneriat pentru viitorul basketului arădean. Proiectul Academiei de Basket Arad crește datorită alăturării cluburilor private BC Best Arad și CS Victoria Arad prin profesorii Zsigmond Bobrocki și Ramona Rusu, care vin alături de Clubul Sportiv Basket Arad și Clubul Sportiv Universitatea Arad. A venit relativ normal, firesc. Era normal ca la un moment dat cluburile care au cât de cât vechime în Arad și lucrez în centru de junior să se unească și să încerce să se implice mai activ în progresul copiilor. Le considerăm că este un pas benefic și per total implicarea noastră este totală. Ce așteptări avem la acest parteneriat? Ideea noastră, noi am pornit cu speranța de a crește tinerele generații, de copii în primul rând dornici de mișcare. Consider că este foarte benefic ca toate cluburile din Arad să colaborăm, în special pentru copii. Dorim să îi aducem la un nivel cât mai înalt și consider că toți împreună, dacă formăm o echipă, vom reuși. Cum va decurge această colaborare? Eu spun că foarte benefic. O să punem umărul toți
la această colaborare, în ideea în care ar fi foarte bine să scoatem cât mai multe vârfuri și de ce nu să ajungă cât mai mulți copii și în echipele naționale ale României. Este o colaborare pe care ne-am dorit-o de mai mult vreme. Am avut norocul ca să și discutăm cu Clubul Sportiv Victoria Arad și cu Basket Club Best Arad, în care ne-am dorit să fie și din partea lor o implicare și să întregim familia basketului arădean, pentru că toți împreună devenim mai puternici și să tragem toți la aceeași căruță. Cred că nu avem nimic de câștigat. Noi nu suntem concurenți, noi suntem în niște relații foarte bune și chiar ne dorim de o lungă perioadă ca să conlucrăm. Diferența e că noi de-abia prin Academia de Basket Arad ne-am născut în urmă cu 4 luni de zile și cred că împreună putem deveni mai puternici și să punem umărul la descoperirea de noi talente, mai ales că iau și o experiență de câțiva ani în spate și au multe grupe de copii și de fete și băieți. Continuare avem vreme de primăvară. La noapte se anunță averse de ploaie. Minima nopții va fi de 6-7 grade Celsius. Vântul va bate cu 19 km pe oră dinspre sud-sud-est, iar șansele de precipitații vor fi de 80%. Mâine, maxima zilei se învârte în jurul valorilor de 90 grade Celsius. Se anunță averse de ploaie, iar vântul va bate cu 19 km pe oră dinspre vest-sud-vest. Șansele de precipitații vor fi de 85%. We'll be right back.